Timp de mulți ani, nimeni nu și-a imaginat că societatea ar putea tolera proiectarea copiilor sau avortul selectiv. În prezent, există dovezi care arată că unele cupluri americane fac această alegere. În unele cazuri, cultura este un factor decisiv. Un studiu asupra recensământului din 2000 arată că cei care provin din familii de chinezi, coreeni și indieni își doresc foarte mult un băiețel dacă primul lor copil este o fată și mai mult dacă primii doi copii sunt fete. Concluzia: aceste familii își doresc atât de mult un băiat, încât sunt dispuse să apeleze la fertilizarea in vitro sau la avortul selectiv ca să primească ce își doresc. Dorința de a alege sexul copiilor devine realitate la această clinică unde embrionii sunt selectați pe bază de sex. Susținătorii Provita se tem că sexul copilului ar putea deveni pretext pentru avort. Intrăm într-o eră a copiilor proiectați, în care toată lumea își primește copilul sau familia perfectă. De 30 de ani, medicul Steven Mosher se luptă cu această mentalitate. E cea mai gravă formă de discriminare. Nu vorbim de discriminare salarială, ci despre o discriminare care ucide. Acest argument a motivat statele Illinois, Pennsylvania, Oklahoma și Arizona să interzică această practică. În prezent, legislatorii din aceste 8 state doresc implementarea de legi care să interzică avortul selectiv. Trent Franks dorește adoptarea unei legi asemănătoare. El recunoaște că miza este mare. Legea ar proteja copiii nenăscuți, dar ar intra în conflict cu sentința Roe versus Wade. Dacă această lege este aprobată, ar intra în conflict cu sentința Roe versus Wade. Dacă e legal să protejezi un copil de avort pentru că nu are sexul potrivit, devine o chestiune de protecție egală. Dacă protejăm doar un grup de copii, nu avem nicio scuză că nu îi protejăm pe toți. Până în prezent, grupările pro-choice au evitat dezbaterile pe tema egalității, motivând în schimb că interzicerea avortului selectiv încalcă dreptul unei femei de a alege.